Încă de la începutul săptămânii, lotul metalului s-a reunit la baza din Crâng, unde se vor desfășura antrenamentele buzoienilor până la plecarea în cantonamentul de la Monteoru. Există însă posibilitatea ca stagiul de pregătire să fie anulat din cauza recalculării bugetului. În mod normal, buzoienii vor petrece 8 zile la Monteoru, stagiul în cadrul căruia sunt programate și câteva amicale. Ne-am reunit luni 8 ianuarie, urmează o pregătire de 3 săptămâni la baza noastră sportivă, cu acomodare la efort, după care sperăm să mergem într-un cantonament la Monteoru, ceea ce s-a și vorbit de altfel, s-au stabilit lucrurile să se meargă acolo, totul este controlat, dar, așa cum am mai spus-o și zilele trecute, în momentul acesta recalculăm bugetul de cheltuieli pentru acest retur și în funcție de rezultatul acestor cheltuieli, o să mergem sau nu în cantonamentul de la Monteoru, unde este programat începând cu data de 1 februarie până pe 9 februarie. Prima partidă amicală se va disputa sâmbăta viitoare în compania Locomotivei Buzău. În sâmbăta imediat următoare, Metalul va juca cu Segeata, iar pe 1 februarie este programat un meci împotriva celor de la Dacia Unirea Brăila. Încă două meciuri de pregătire sunt deja bătute în cuie, cu CSM Focșani și Avântul Liești, echipe ce evoluează tot în cel de-al treilea eșalon valoric al fotbalului autohton. Săptămâna viitoare, sâmbătă, mai exact, vom juca un amical cu Locomotiva Buzău. Următoarea săptămână, tot sâmbătă, cu cei de la Segeata Buzău. Vom pleca în cantonament pe întâi, după care, în ultima zi de cantonament, va veni Dacia Unirea Brăila, va juca cu noi aici un alt joc de verificare, pe 9, mai exact. De ora urmează să o stabilim în funcție de climă și de tot ceea ce trebuie să luăm în calcul. Pe data de 14 va veni CSM Focșani, echipa de Liga 3, pe data de 17 tot echipa de Liga 3 Lieștiu și probabil vom mai avea încă un meci pe 22-23, dar nu este sigur. Pentru retur, conducerea Metalului intenționează să mai înregimenteze cel puțin 2 jucători. Deocamdată, singura certitudine este reprezentată de revenirea atacantului Ionuț Radu. Ceva transferuri în iarnă? În mod sigur vor fi un transfer, 2, poate 3. Siguranță, în momentul ăsta l-avem pe Ionuț Radu, un atacant pe care noi l-am mai avut la Metalul Buzău, dar pe care, din considerente financiare, n-am mai putut să-l ținem. Acum am reușit să ne înțelegem cu el, am reușit să-i îndeplinim o parte din condițiile pe care le-a impus. Sper să ne ajute la fel cum a făcut-o în momentul în care a venit până a plecat de la noi. În retur, Metalul va juca în deplasare cu cele mai bune echipe din serie, Farul Constanța, Spartak București, Cerna Vodă și Slobozia. În schimb, va primi acasă echipele secunde ale cluburilor Steaua și Voluntari.